Iordanache, frate, te dă pe spate. Da, da, nu sta departe. Vino la live-ul lui Enache. O să cântăm să îți ajungă. Cu noi e Paul, Paul stângă. A venit cu bucuria Dragomiroiu Maria. Da, 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 nu sta departe Maria Dragomiroiu la live-ul lui Enache, frate. Încă o ediție care te dă pe spate. O ediție de colecție. Așa cum au fost și restul de 39 de până acum, avem 40 de ediții anul acesta, Maria, și mă bucur că ai închis cercul marilor valori ale muzicii românești, nu numai ale muzicii, ci ale sportului, că au fost aici și fotbaliști celebri. Am văzut, foarte frumos. Așa, te pupăm, bebe, oriunde te vei afla, așa, la mulți ani tuturor și sunt foarte fericit că o altă jumătate din viața mea, vorbesc de farmacia inimii Catena, că a fost și Nico, da, o altă jumătate, Maria Dragomiroiu, care mi-este atât de dragă, a venit aici la Life-ul lui Enache. Bine ai venit, Măriuță! Bine te-am găsit, sănătoși! Bine ai venit, rășica mea frumoasă și iubită! Da, mulțumesc! Eu am niște emoții extraordinare. Nu, n-ai de ce, nu, aici suntem ca la noi așa în familie. Este, dar asta este o... Eu așa sunt, de când mă știu, am avut și am emoții. Foarte bine. Bine, sunt constructive, dar la mine depășește acest lucru. Da. Și pentru că știu că ai emoții, eu ți-am oferit pe parcursul emisiunii această iconiță pe care am primit-o de la Ierusalim. Și stai cu ea aici, eu sunt da, și uite, cu tine. Pus mâna. Da, așa. Da, suntem împreună și Dumnezeu este și cu noi. Dumnezeu este cu noi și categoric. Cum ai spus tu frumos înainte de emisie, aia cu grădina Maicii Domnului România. Da, așa este. Sunt convinsă că nu întâmplător România se numește, este numită Grădina Maicii Domnului pentru că în România, spre bucuria noastră, există foarte mulți credincioși. Și atunci sunt convinsă că prin aceste, printre aceste nenorociri care trece pământul și omenirea, ne va ocroti. Așa și este. Cu acoperământul lui ei cel milostiv, ne va ocroti să ne scape de necazuri. De necazuri. Da. Sunt unii foarte bolnavi care cred că vor să conducă lumea, dar noi o să revenim cu siguranță, cum am trecut peste atâtea perioade grele și războaie și foamete. Și așa este, dar doar Dumnezeu știe cu Dumnezeu, care este drumul. Da. Măriuța, tu ai și un nume de sfânt, Sfântă Mărie. Maria este așa frumos, da. E așa de drag. Și să știi că eu în cariera mea am cântat o melodie scrisă de... Chereștei, de Jolt Chereștei. Da, Maria, floare albă de mai, oh, oh, Maria, farmec visului dai, Maria. Și pentru că Paul stângă aici cu noi de un an de zile, am greșit spunând că 40 de ediții, avem aproape 50, fraților. Și nici nu știm când au trecut, pentru că vreau să vă mulțumesc. La început se uitau oameni din 7 țări, Maria. Acum au ajuns să se uită oameni din peste 30 de țări, diaspora toată e cu ochii pe noi și foarte ne găsiți pe bine, YouTube. Felicitări! Da, pe YouTube marțea de la 20:45, edițiile de premieră sunt odată la 2 săptămâni, iar în rest avem relori. Și vreau să spun că se uită lumea și la relori și la premiere, iar Paul Stângă fiind aici cu mine, de multe ori ne gândeam și la tine și la Bebe și spuneam un gând frumos pentru nașii mei, Bebe Micu și Maria Dragomiroiu. Acum ai ocazia să-i spui în direct, iar nașul de unde este el să uită că e prin turnele, ne aranjează turneele. Da. I-am spus de la început că o iubesc pe nașa mea. Da, el nu este doar fiul meu, este și copilul meu. Corect. Pentru că el nu mai are părinți fizici și atunci noi, oricând, la orice oră din zi și din noapte ne sună sau are nevoie de noi, noi suntem prezent, că așa e normal. Așa e normal. Și vreau să spun că și de un an de zile pot să-l numesc și eu copilul live-ului Enache. Că e sau fratele tău, mai mic. Este, un, frate, da, este un mare artist este. Și este extraordinar de muncitor și așa serios este în ceea ce face. Asta contează enorm. Așa și eu amintesc de fiecare dată că atunci când Bebe de asta e plecat în America, aranjează turneile noastre viitoare. Păi, plecăm iarăși, știi? Și spuneam, măi, Paul, cu mine, stăm ce stăm, că ne pune Bebe să ne trezim cu 3 ore înainte să fim la aeroport, da. Și ne plictisim.
Și vine și măriuța noastră și zicea, Paule, scoate acordeonul din cutie și îi dăm. Și se opresc americanii și încep șorurile noastre cu... Dar ia zi după aia, care, și cântam eu, și făceam hip-hop. Fatal Popa Andrei, 15-20 de ea. Fatal Popa Andrei, 5 bani, 10 bani, 15-25 de bani. S-a urcat cu scara Andrei, 5 bani, 10 bani, 15-25 de bani. Ce s-a rupt scara cu ea, 5 bani, 10 bani, 15-25 de bani. Și-a căzut în poala mea, 5 bani, 10 bani, 15-25 de bani. Ajunge. Ce să-i faci? De să-i daci, no. De să-i dai, 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 în America. Scara cu ea, 5 bani, 10 bani, 15-25 de bani. Și-a căzut în poala ta, și-a lui Paul. 5 bani, 10 bani, 15-25 de bani. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Ce să-i faci de nu-ți pleci? La turci, la greci, unde vrei. Gata. Gata, fii atunci. Continuarea de la nașa ta, Dumnezeu s-o dignată. Mare interpretă, Ileana Sărăroiu. Cum făcea? Stai să vedem. Aia mai târziu. Te rog frumos, nu dezvăluim toate lucrurile de la început. Nu, dar te pun să văd dacă... Ai ureche muzicale, ești așa mare interpret. Să vedem dacă poți să repezi după mine, da? Băi, tu o știi de mică, eu abia acum am auzit. Deci, mi-aduc aminte, are o poveste. Zic. Eu eram elevă la liceu Ion Luca Caragiale, veneam din drumul Taberei și opream la Cina. Acolo schimbam mașina, veneam cu mașina. Mamă, cu rimă! Dar ce faci versuri? Noi opream la Cina, că acolo schimbam mașina. Veneam de la Cina, că acolo schimbam mașina. Apoi Maria să scânte cu bucuria. Schimbam mașina și luam altă mașină și mergeam la liceu Caragiale. Și stând în stație, o auzeam pe nașa. Știți că este nașa mea, Ileana Sărăroiu. A fost nașa mea și a copilului. Să uită la noi, Ileana. Da, în fiecare noapte. Ia-o-s. Ce frumos, Paule, știi să ne atingi la corda sensibilă. În fiecare noapte o pomenesc și îl rog pe Dumnezeu să-i țină sufletul lumina, acolo unde merită, în lumină, acolo unde dreptii se odihnesc. Doamne ajută! Da. Și o auzeam pe nașa cântând pe terasă la Cina. Și până la urmă Dumnezeu m-a ajutat și am întâlnit-o. Așa a vrut Dumnezeu. Și dânsa mi-a întins aproape prima mână ca să pornesc pe drumul cântecului. Păi de ce aproape? Păi nu, că mai cunoscusem persoane înainte care m-au ajutat la când eram elev, deci tot elev eram, dar când am mers la festivaluri, la concursuri interșcolare, nu a fost nașa. Atunci am cunoscut alți mari oameni. Asta care m-au ajutat. Să spun că ai peste 40 de ani de carieră. 45. 45. Cer scuze. Iar eu am 25. Da, normal. De când am venit aici avea 24, acum are 25, da. Până pleacă face 26. Da, păi viața e o clipă. Așa este. O clipă a trecut doar. O clipă de singurătate. Mamă, ce... Da, Corina Chiriac, ți-vă da. Asta e chiar o vorbă memorabilă, viața e o clipă. E da, e frumos să spun. Ia spune, cum ai reușit să te menții și să te reinventezi? Parcă de fiecare dată. De fiecare dată tu ești Maria Dragomiroiu. Viața este și o luptă, de fapt. Luptă omul, e greu să te... Luptă omule cu ea, alungă clipa urâtă, fii frate cu muzica. Muzica te ajută, am eu un cântec. Ce frumos. Așa, păi știi, da. Păi, Paule, un pic. No, așa. Nu ți-a deci... aminte că erai mic, nu știu. Era younger. Da. Dacă erai tu mic, eu care sunt mai mici păi ca tine. Nu sunt, nu eram născut, Paule. Hai, nu vă dați prea da, mici. Voltei, da. Nu, că nu e așa o diferență ca corect. De la lună la noi soare. Sau de aici, la... Da, așa, sunteți și voi pe acolo, pe aproape. Tu mai mic, dar tu așa. Da. Cum mă reinventez? Cum reușești să te menții păi, peste 45 de ani de carieră, da? Prin muncă. Și să cât de cât... păstrându-ți valoarea ta pentru care am muncit o viață și mi-am creat o personalitate, păstrând niște limite, m-am mai dat după timpuri ca să poți să trăiești. Da. Dar în fiecare zi, pentru că lumea se schimbă, dar se schimbă cu viteză extraordinar de mare și e foarte greu să ții pasul. Dar
mă străduiesc pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Dacă nu mi-ar plăcea, dacă n-ar fi din suflet, cred că n-aș putea să țin pasul ăsta. Și atunci mă reinventez. Deci am schimbat după 90, am fost primul interpret care am trecut spre cântecul de petrecere. Da. Și datorită faptului că a fost lângă mine un mare om de cultură și un mare dirijor, Dorel Manea de la Pitești, care mi-a compus două piese care au fost șlagăre imediat, instantan, da, au devenit șlagăre. Și mi-am dat seama că ăsta este o nișă pe care trebuie să merg, mai ales Bebe fiind soțul meu drag, de care mi-e dor că e plecat acum. Las că ne așteaptă la aeroport. Deci el făcând spectacole și în spectacolele lui de varietăți, fiind doar nume mari, da, ale scenei românești, am avut și eu loc printre ei, printre mari actori, Demrădulez, Jean Constantin, Jean, dragul de el, dacă toată lumea am colindat-o împreună, Nicu Constantin, Dan Spătară, Puiu Călinescu, câte spectacole, mergeam prin sate, prin toate... La Cunea Jean, care ne dădea bomboane la toți și mă ții minte ce frumos. Ce, numai bomboane, era așa cu la... Deci, Jean Constantin... Zimizate! Da, și să nu spui vreo prostie, că era așa de pudic, era așa rușit... Da, deci eram cu Mirabela, mi-aduc aminte, eram cu Mirabela și Dumnezeu să odinească și cu Oltița, cu Oștii pe Oltița, da. Chirilă, da, partenera lui Jean într-o perioadă, da, de sketch-uri. Mult. Și când plecam, că atunci se mergea cu microbuzul, da. Nu era GPS acum, vai de noi, ne încurcam, vai de capul nostru. Și dimineața, când plecam, la 11-12, când plecam mai departe, dumnealui deja era la microbuz, acolo, da, era... Ceas, punctual, da. Și când veneau Mirabela și Coltița, se ducea, dă și mie 10 mărci, dă și mie. Și Oltița la fel, mie mi-era rușine. Și făcea, Bebe, ia țigăncile astea după mine. Zicea mea Jean, zicea da, mea Jean. Da. Bebe, ia țigăncile astea după mine. Ia, uite asta. Dar era drăguț, tot timpul era, avea o bombonică. Asta sau, știu eu, da. Dar nu numai bomboane, era... Dăruia așa, era așa de sensibil. Cât era de mare, dar avea o sensibilitate extraordinar de mare și... Deci era rușine de toate prostiile pe care le auzea în jur. Și eu, să nu mai vorbească astea, urc, eu mă bag să bag. Da. Auzi, Măriuța, zi-mi și mie că eu tot timpul te-am văzut. Acum te văd printre rarele momente în care ești îmbrăcat așa altfel. Dar eu te-am văzut întotdeauna în costumul popular și spune-mi și mie, cine ți-a insuflat dragostea pentru costumul popular pe care tu îl porți cu atâta mândrie? Ai și o colecție acasă, eu am văzut-o, da, în afară că ai colecție de foarte frumoase de icoane, da, ai și o colecție de costume populare. Un fel de altar, da, așa, în partea dinspre răsărit, da, acasă, pentru că așa se pun, cum este și altarul dintr-o biserică și toate... aceste icoane le-am primit cadou. Cadou la ziua lui Bebe, la ziua mea. Da, da, da. Și mi-amintesc de fiecare prieten care ne-a adus în casă o icoană și sunt acolo. Iar cu costumul popular, păi cum? Costumul popular pentru mine reprezintă ceva extraordinar. Adică mi-e așa de drag. Ca un drapel pentru români. Așa e, nu? Păi, Ia românească, Ia românească poate românească, să fie pusă pe stema României și atunci suntem recunoscuți pentru că noi avem tradiții extraordinare și avem un costume nemaipomenite din toate zonele folclorice. Dar de la cine ai luat tu dragostea? Deci, ai luat-o de la cineva? Nu. Așa a vrut Dumnezeu. Adică nu te uitai admirativ la un interpret? Uite, păi mă, ce unde poți să mă uit? Că eram mic, eram la țară cu porcii și cu vitele pe deal. Eu n-aveam așa televizor. Cu, păi cu dar n-aveam televizor. Televizor... Mâncai sănătos, bio? Nu râde, mâncam... Păi nu, eu vorbesc serios acum. Mâncam dude cu porcii. Dude? Dude, deci mergeam cu porcii la dude pe marginea drumului și mă urcam în dud și îl scuturam. Dudu. Și de acolo ai și piesa cu Dodă. Ce? Dodă, Dodă, aia cu Dodă. Dragul meu, unde-am intrat, Dodă, Dodă. Asta e frumoasă, zi. Nu, dar nu este de la mine, asta este din Ardeal. A, dar e frumoasă când oricum. Dragul meu, unde-am venit, Dodă, Dodă, și cu cine m-am întâlnit, Dodă, Dodă.
foarte frumos, cântec ardelenesc pe care îl știu, l-am auzit cântat de Maria Tănase, da. Pentru că eu așa am început să prind drag de cântecul popular, ascultând la radioul nostru Miorița, care stătea în camera noastră mare de 9 metri pătrați, unde încăpeau două paturi și o măsuță mică. Trei, eram trei frați, mamă, și doi părinți care dormeam acolo, acolo mâncam, acolo depăneam povești, acolo învățam la lumina lămpii și sunt cam așa, atât. Acesta American, era orizontul nostru. American Dreams se regăsește în drumul Mariei spre succes când pleci de acasă așa cu o tolbă plină de vise și cu strictul necesar și ajungi undeva. Da, dar nu puteam să plec fără să fi avut oameni care să mă ajute să corect, plec. Toți, nu puteai toți să pleci de la pomenim. Țară. În primul rând, îi mulțumesc mătușii mele, tantinuța. Tantinuța, te pupă. Da, are 81 de ani, uite, este bolnavă. Iarăși dragă pe YouTube de ani. Este bolnavă și mă rog în fiecare noapte și la bunul Dumnezeu și pentru ea, să-i dea Dumnezeu sănătate, că este sora cea mai mică a mamei. Și ea m-a luat de la țară. După ce am luat preselecția la Floarea din Grădină, concursul Televiziunii Naționale. Asta am vrut să te întreb. Cât de importante au fost concursurile astea pentru tine? Acesta a fost cel mai important. Floarea din Grădină. Ai și câștigat, da? Am câștigat, sigur că da, am câștigat și am câștigat cu nota 10 și am fost foarte fericită și atunci m-am dezmeticit eu puțin și mi-am dat seama, deși eram un copil, așa, că ăsta este drumul meu, că nu-mi doresc să fac altceva decât să cânt. În primul rând pentru bucuria sufletului meu și apoi această bucurie să o împart cu oamenii. Să împart cu oamenii. Așa este. Și oamenii m-au primit cu atâta bucurie, cu atâta plăcere și mi-au dat încredere în mine. Și câte un pas, câte un pas, câte o cărămidă, câte o cărămidă, câte un om, câte o întâlnire. Uite așa am ajuns până aici. Dar n-a fost ușor. Este foarte greu și să revenim la ce ai spus, cum ții pasul cu timpurile. Da. Deci acum, nu știu dacă aș mai putea, dar nici lumea nu ne mai vrea să cântăm acum ceea ce am cântat acum atunci. 40. Erau alte timpuri. Nășică, știi ce cred eu? Da. Și nu cred, 100%, că lumea se reîntoarce ușor, eu simt și asta, eu simt că se reîntoarce. La valoarea adevărată. La anunți deja se cere foarte mult melodii vechi și melodii consacrate. Dacă, virgulă, cânți melodii actuale, câteva care sunt cunoscute de diversi artiști care sunt cunoscuți acum la moment, le acceptă oamenii. Dar oamenii de la anunți se distrează tot cu piesele vechi, ale lui Maria Dragomiroiu, ale lui Maria Cârneci, Irina Loghin și toți cei care au fost. Maria Ciobanu, da. A pomenit Jean de la Craiova pe toate trei. Da. I-am spus să cânte Gypsy Kings. Și el a zis, păi cum să a cântat cu Paul? Quando se Maria Cârneci, quando se Maria Dragomiroiu, quando se Maria Cârneci, Maria Ciobanu, quando se baila, 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 am râs de la... Deci vă pomenesc, iată interpreții de astăzi, care se duc și în zona de petrecere, manele, în zona aia, tot pe voi vă pomenesc, știi, că fac și anumite fantezii muzicale, dar tot. Eu și... sunt fericită că las în urma mea un... un tezaur. Să nu-i zic, poate e prea mult, dar cântece valoroase, corect, din care tinerii care au această înclinare spre muzica populară, spre tradiție, au de unde să se inspire. Și le doresc cu mare plăcere și îmi doresc să le aud cântate, și este cea mai mare bucurie a mea. Am muncit toată viața și am vrut să las, cântece frumoase și valoroase, să rămână ceva valoros după da. Mine. Și sper că am reușit. Să știi. Da. Și apropo de faptul că ești aproape de oameni, eu și cu tine suntem doi dintre interpreții care nu prea rezistăm să stăm să cântăm doar pe scenă. Coborâm între oameni. Da. Și oamenii ne primesc excepțional. Deci să uită, mă trag de mânecă și pe tine, că te-am văzut de multe ori și zice, ești vie. Păi noi suntem ăștia de la televizor. Dom'le, dar ce natural, popular sunteți. Da, oamenii percep. Da, așa este. Pentru că în momentul când cobor printre ei, nu mai este se identifică acea, cu ei. Da, nu mai este acea... distanță. Barieră între da. Tine ca artist. Eu iau în brațe, îi pun să cânt, știi? Și atunci îi simți cum se destind. Facem poze în timp ce cântăm. Sigur că exact. Da.
îi simți că se destind și cântă și ei și nu te uită. Corect. Așa vin da. Și toate treburile și premiile, de la unul la altul. Și, da. Și vin și premiile, Paulică, la premiile, Paulie, da. Îi se pun premiile între clape acolo, da, se da, aici da. La burduf. Nu, mai el nu, deschide mai, burduf. Acolo sus, aici, acolo, aici. Acolo sus, se, pun, da, da. Se premiază acolo. Mi-am dat comandă de un POS acum. Da, tu știi că și eu îți dădeam bagnote. Dau cu drag, măi, Paulie, să știi că nu... Dar știi ce da? Îmi place? Am o... Mie, tu ai venit foarte și la emisiunile mele la televiziune, oriunde le-am făcut, fie că îi făceam duelul pianelor cu Ovi da, și Paula Selling frumos, la TVR2, ce? Fie că fac star show la Național, tu ai venit și îți mulțumesc că cum ai fost nu, prezentă suntem tot colegi, timpul. Suntem prieteni. Mă, suntem și rude, nu mai spun că păi, între timp e și nașa suriarei mele, a fost la un moment dat, e și nașa lui Paul, tu ești nașa tuturor, de profesie da, nașa. Noi, da, 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 să știți că noi, eu și bebe, suntem de profesie nași da, da, și da, care da. Au de gând să se căsătorească, ne zic naș instantaneu. Da, pentru că sunteți oameni buni. Și oamenii vă percep. Da, și trebuie un naș care să te ajute și spiritual și cu păi, sfaturi și cu... Nașul este, de fapt, părintele să spiritual. Să te puneți pe afiș, că vorba, hai mă, nașul, nu fiu și eu un spectacol ăla, mă rog, glumesc acum. Da, Bebe da, întotdeauna da. A fost un profesionist și rămâne, a pus pe afiș și artiștii care, într-adevăr, au meritat și... Da, vreau să spun ceva. N-a făcut cometrie, adică asta am vrut să spun. O mică paranteză, că de multe ori, dintre colegi, se percepe greșit da, și da, fără să vrei, ai dușman fără bani, cum este o expresie românească. Deci, eu, niciodată în viața mea, și sunt un om foarte sincer și deschis, nu m-am băgat în meseria lui Bebe. Pentru că el fiind impresar, dar nu impresar, nu samsar de artiști, impresar, corect. Care din acel bilet de, pe care îl încasează bani, el trebuie să plătească totul tot, de acolo. Chirii, taxe, deci artistul. Tot ce trebuie. Corect. Așa. Iar eu, el știe de ce are nevoie, ca să aducă publicul la casă, public da. La casă, să fie sala plină, că dacă n-ai de unde îi plătești? Corect, și corect. Atunci mori. Deci de asta el rezistă de 40 de ani, dar eu nu m-am băgat. Pe mine nu m-a interesat și nici nu mă interesează pe cine pune pe afiș. De 30 de ani lucrez cu Bebe și eu, nașul are și feeling la oameni. Flair, și... are de flair, asta lucrează de 45 are, de ani. Are flair. Păi... Dacă n-avea, nu... Și ea ce e mai bun, ce e da, separat da, da. De meserie și alege oamenii care... au caracter care poate să plece da, cu da, ei la da, drum, corect. Care da, se bazează pe da, ei. Da, acolo se cunoaște omul. La drum lung, nu-i așa? Așa este. Ai tu o piesă foarte... Mi-e da? Place foarte mai, mai mult, care? Dar mie îmi place asta cu... Cu moșile un măr din sân. Ai, lasă-mă! Ia zi eu, mă, pe aia că... Aoleo. Păi eu sunt de la Vâlceancă. Vâlceancă, de la Drăgășani, o să les aceasta de la Drăgășani încoace, curge vinul Bolobace. Este piesa preferată a unui mare om, dar nu spun numele, dar, nu, dar este de acolo. Liber, domnul, nu, domnul Moguri Sărescu, este piesa dumneavoastră. Și are cramă acolo, cramă ai Sărescu. Da, de ce da, să nu spun? Chiar am fost acolo și am făcut un videoclip acolo la cramă la dumnealui și îi place foarte mai mult. Noroc, hai noroc asta, și mai ne dă cât un vin de acela da. De Drăgășan și zice cam așa. Hai, gata. Hai, Paulică. Maria, dacă mi-a luat un feature, îi pot să-mi le fac eu. Așa, așa. Da-i. De la Drăgășani încoace, dadă. Dadă. De la Drăgășani încoace, dadă. Dadă. Curge vinul. Curge vinul. Boloboace. Boloboace. Cine bea de dornozace, numai dragoste-i place. Că și mama l-a beut pe mine când m-a făcut. Că și mama l-a beut pe mine când m-a făcut. Măi, veselă să trec prin lume ca un cânte, cel pe strune ca un cânte, cel pe strune. O mărie șugubeață, veselă plină de viață, veselă plină de viață. Vede! Zi, Paule! Ce frumos e la live, la live. Așa! Hai la! Hai cu Benache! Ia-uzi, ia-uzi, ia! Foie
verde, trile mâi, dad. Dad. Să vezi lume ce păți, dad. Dad. La cules de razachi, mă ruga un, poți bătrânesc ca să-i dau un măr din sân. Poți da aici un cheșele, că n-ai gură, mă sele. Ce vreau? Poți da aici un cheșele, vrei să te mai ții de rele. Lasă mărul, face rău, și-am să-l dau lui Neical meu, și-am să-l dau lui Neical meu. Mărui rumen, mătăsos, neica-i tânăr și frumos, neica-i tânăr și frumos. E, nu prea tânăr, dar frumos. Da, merge, e cop. Verde șolale a dat. Dat. Foie verde șolale a dat. Dat. Măi fetițo, dumneata, dă mărula, taica-n coacă se duce vremea mea. Pe flăcău lasă la naiba că ți-am rupt degeaba. Lasă naibii de flăcău și dă-i lui moșutău, măi. Pe flăcău mai trește, dar moșul să prăpădește. Și cine a fost, nu mai este. Și cine a fost, nu mai este. Rămâne doar o poveste, rămâne doar o poveste. Bravo, Măriuță, frumos! O poveste. De asta mi-a plăcut cântecul, de fapt, asta, da. De fapt, cântecul popular reprezintă trăirile noastre. Trăirile de zi cu zi. Că mi-aduc aminte, Paul, deci și odată, n-a fost pe timpul meu, mai știi, cu Dincă Schileru, cum se cânta atunci, cu la Maglavit, cu... Da, era, așa erau era timpurile atunci. Timpuri, da. Acum e altceva. Și vor veni timpuri ca unde se va cere altceva. Deci, Zavaidoc cânta. Zavaidoc, sigur că da. Da. Deci, asta cu mărul mi-a plăcut și îmi place mult și de la Drăgășani încoace. Se mai uită o familie care te iubește foarte mult. Da? Doamna Aura Ionescu și domnul Costel Ionescu de la Vâlcea, care a făcut foarte multe petreceri. Ai fost și ai cântat la Nunta Copilor și la ei de multe ori. Și mi-am spus când o să facem emisiune cu Maria să spui că o iubim și vă bucur. Și eu și mă bucur că sunt vâlceancă și am mulți prieteni. Mama Ola, Vâlcea, mama Ola. Iar Râmnicu Vâlcea este un oraș special, frumos, frumos de pică. Da. Mama Ola, te iubim cu toată familia ta frumoasă acolo. Și mergem mai departe. Am văzut că ai fost și tu angajată, că eu nu credeam vreodată că Maria de la Comunii poate fi angajată. Că tu ești ca și mine, liber, stai așa. Puțin. Ai fost tu angajată. Cum poți să mai vorbești că, cum a vorbit o colegă de-a mea că n-am fost angajată niciodată? Nu, eu nu puteam să cred nu, de că ce? Nu ai fost. Dar eu asta spun eu? Că ai fost. Păi am fost ca orice artist, ca orice interpret. Da, toți am trecut, majoritatea au trecut printr-un ansamblu. Eu am trecut prin mai multe ansambluri, deci eu am fost angajată. Orchestra Lunelul la Teleorman între 83 deci, și 85? Eu am început la Teleorman, prima oară am început să cânt în restaurant. Da. Dar eu fiind nefumătoare, nașa mea m-a dus. Prima oară să cânt, am cântat la Atene Palace în bar. Mi-aduc aminte, Doamne, ce emoționat a fost pentru mine, iar eu cântam cu ochii închiși. Era vai, cântai nu. Gen Palero, așa, cu ochii exact, închiși. Exact, așa cum spune Nicu. Deci nici au bani și nu-i vedeai? Atunci nu prea era moda asta. Da. Nici un deget nu-l mișcam de frică că mi se întâmplă ceva. Deci așa cântam și am fost admis acolo și am cântat la bar și am cântat prin toate marile restaurante ale Bucureștiului. Deci ai cântat sunt... la Cârciuma din cartie, și aia. Unde și se cântă și se bea. Categoric. Așa. Am cântat și cu Romica Buceanu. Vai, cu regina muzicilor. Da. Deci cântam la Salonul Spaniol, pe Calea Victoriei. Ani de zile am cântat. Ea era regina, iar eu eram mai mică, care am furat meserie de la dânsa și când venea seara, mai primeam bani. Mi-aduc aminte că a fost odată Jean Constantin, dar iar mi-aduc aminte de domnul Jean și mi-a dat 100 de lei ciubuc. Îți dai seama? Iar ciubucul lua doamna Romica. Mai știa ce să cânte, dar am învățat și eu. Da, multe.
la 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 Șaraiman și șaraiman. Nu, nu, eu nu l-am cântat ăsta niciodată. Eu n-am, știți ce am cântat eu, Manea? De darmate. Nu, eu nu l-am cântat niciodată cântecul ăsta. Știu? Mama mea e florăreasă. Din sur, cred. Mama mea e florăreasă. Și de unde o știu că piesa asta? La Gabinu? Nu. De la Constantin Angheluță, care el a creat foarte multe, l-a scris-o? Foarte multe piese. Și foarte multe cânte, da, este piesa lui. Uite, am aflat și eu ceva de la tine, da. A fost un artist extraordinar de în ce an era el? Eu am și cântat cu el, el cânta la acordeon și improviza extraordinar de. Ia să vedem noi și că hai. Ia vedem. Ia uzi. Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață, ia coșul și pleacă în piață, vinde flori ca să trăiască. Mama mea, sărmana, ce-aveți voi cu mama mea? Nu fură nici nu cerșește, ca toată lumea muncește. Zumbalai, zumbalai, zumba, 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 zumbalai, zumbalai, zumba, zumba. Dai țigă cu o floare, uite alege și matale, 15 lei dau un buchet. Are baba bereche, ia garoafa, trandafirul, 5 lei de țigan ca firul. Fiindcă ești milițian, nu-ți ia baba nici un ban. Zumbalai, zumbalai, zumba, 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 zumbalai, zumbalai, zumba, zumba, zumbalai, zumbalai, zumba, zumba. Deci cam așa, asta este piesa făcută de Angheluță. Și Dumnezeu să-l odihnească, a murit, mi-a creat multe cântece. Și adică a fost cu mine. Da. Nu mai știe nimeni de el. Nu mai știe nimeni. Și atâtea cântece frumoase. A cântat la toți oamenii mari din guvern. Asta în ce perioadă era Maria? Până 84, 85, era 86. Era cu Fărămiță Lambru, zona aia, perioada aia. Eu nu l-am, nu l-am prins pe Fărămiță. Cânta la toți oamenii mari și compunea pe loc. Le făcea... Cum făcea Katanga, Dumnezeu să o odihnească. Ce talent avea această fată. Îi dezbrăca pe toți. Angheluță personal. L-ai cunoscut? Da. Câți ani aveai? Erai mic, rău. Aveam 16 ani, 17 ani. Vai. Am cântat la Uruntă și am venit și el. Te-am văzut, te cunosc de undeva, mi-a zis. Nu, serios. Serios. Prin 88-89. Da. Păi și ei, n-ai învățat tu ceva de la el? Ai luat ceva, o piesă de șah, ceva. Nu, eu cântam, el făcea, compunea melodii, compunea cu vocea, dar el cânta și cu acordeon. Sigur că da, cânta și cu gura și cu acordeon. Da? Foarte. Uite, Dumnezeu, interesante da, aflăm, Dumnezeu da. Să-l odihnească și mulțumesc acolo sus unde este, pentru că mi-a... Vreți jos de Vâlcea într-un sat, care este cântecul meu de căpătâi, el mi l-a compus. Da? Da. Păi numai, tu ai fost și ai lucrat și la ansamblu Vâlceanca din Vâlcea. Nu? Deci, la Teleorman. La Teleorman, la Vâlceanca. La Vâlceanca, la Scornicești. Scornicești. La... Iar între 90 și 93 ai fost la Doina Argeșului. Știi de ce m-am angajat la Scornicești? Păi, bănuiesc. Nu bănuiești. Nu. Că nu. Și eu vreau să joc fotbal la viitorul Scornicești, când jucam la Galați. Da? Toată lumea vrea la Scornicești ca să fie unde era tovarășul. Știi de ce? Că cineva m-a sfătuit să mă angajez, să mă transfer acolo, că poate fac și o rost de casă. Păi să mă ajute așa de acolo, să dea un telefon poate pe la București. N-am reușit. Stai liniște că n-am reușit. Eu toată viața, tot ce am făcut, am muncit de 3 ori, dar doar prin munca mea. Nu m-a ajutat. Nici chiar dacă i-am cântat lui Nicu Ceaușescu. Foarte mult, pentru că iarăși revin la calea viitorii. Să ne cânt și nouă piesa aia frumoasă. Da, și la Romica Puceanu. Venea Nicu în fiecare seară. Să-i cânte Regina. Deci, la Salonul Spaniol. La Salonul Spaniol. De pe Calea Victoriei. Calea Victoriei, da. Da. Și cântam împreună. Deci și eu eram angajat acolo, și Romica. Și
Am învățat foarte mult, am învățat cam ce îi plăcea. Și uite așa, am învățat multe cântece vechi, cum spunea Paul, care sunt cântece valoroase și mă bucur că lumea se reîntoarce cu sufletul așa spre e, să cânte știu. Cu adevărat. Și în toate stilurile, și la noi, la muzica așa. Pop, se revine. Așa. Se cântă Elvis, Abba, păi, sunt petreceri. Păi cum, acești care... monștri? Și acum Marie Poveri, toți zic, ma, Maria, ma. Mama Maria. A venit bucuria, Nechita Maria. La live-ul Enache, frate. De asta spun, că ai dreptate. Da. Ce spui? Și, da. Știi, mă, Paule, le știi, bă, da. Îmi dau numărul meu de la pin. Da, de la... Pin molit, brav, din sărbătările. Acum să-ți dau numărul meu de pin molit, brav. Nu, mă, mi-a adus aminte de melodia asta. Chiar n-am mai cântat-o, cred că sunt 15. Un tan din loghe, con lochi blu, vendole zare, din el azul, vendole gole, e nostalgia. Acum ne cântă Doamna Maria, mama. Mama Maria. Se cântă și peste 100 de ani. Deci cântecele aveau melodie, aveau exact. Mesaj, aveau extensă, aveau putere. Aveau extensă. Așa este. Și i-am cântat, cântam acolo în fiecare seară și venea Nicu Ceaușescu, care i-a dat, mi-aduc aminte, zicea doamna Romica, prințișorule, că de fapt... Prințișorul meu este cântecul făcut de Romica Puceanu pentru Nicușor. Da, este cântec dedicat lui. Și pentru cântecul... Prințișorul meu, te visez mereu. Eu nu le-am învățat atunci. Vale Virgilia a cântat asta la noi. Da? Da, când a venit Vale the Storm with Paul Left. Este doi americani am avut în podcastul ăsta. Eu spun altceva care mi-a dat mie Nicu. Alt cântec, un cântec frumos care acolo la Salonul Spaniol când dar cine l-a scris pe ăla? Am înțeles că tu l-ai lansat. Deci eu l-am lansat pentru că mi l-a dăruit Nicu Ceaușescu, care era un om extraordinar și îi plăcea muzica, îi plăcea viața, îi plăceau oamenii, a ajutat foarte mulți oameni. Așa este, am foarte mulți care au plecat în și balerini și interpreți care au vrut să plece, să emigreze. Super. El i-a ajutat. Când i-a ajutat. Hoinăream, uite, am găsit da. Aici pe Google. Deci acest cântec, acest tango, mi l-a dat Nicu, a zis așa, Mario, cântă tango, să învață și cântă-l pentru că este foarte frumos. Crede-mă, da. Eu la fiecare nuntă, programul meu de cafe-concert, prima dată încep cu o cea-cea și după aceea cânt niște tangouri. Și este un alt dans. Deci crede-mă că oamenii nu mai așteaptă să mai vină alți invitați, ies la dans. Bun. Atunci bate în palma, aici în direct. Să știi că prima oară ideea. L-am cântat cu prietenul meu. Cu prietenul păi tău, da, și sunt onorat cu Temișan. De două ori. Și în 2009. Dar el nu s-a gândit să rămână asta undeva pentru totdeauna să facă cu tine. La sala palatului. Da. Uite, vezi, trebuia să-l cântăm acum. Uite, păi lasă că-l facem pentru anul, că mai fac o parte a doua a spectacolului. Au, vezi că mă doare mâna, nu mă strânge tare. Adrian, din inimă, o, știi ce mulți la tine? Îmi pare să nu te pierzi. Mai de mine. Iartă-mă. O să fac și partea a doua. Adrian, din inima Enache, și o să fie invitat guest starul nostru, Paul Stângă, pentru că o să-i dau o tentă de folclor lăutărie, să ne distrăm frumos și la sala Palatului. Asta a fost primul gen. Foarte frumos. Acum ne vedem în partea a doua cu Paul Stângă, bineînțeles, și o să lansăm și piesa asta. Sigur dar că o facem, da. Știi cum o facem, mai modern, cu sonorități actuale. Absolut. Ca să intrăm peste tot, cu DJ-ală puțin, să intre. Gata. La cluburi acum sunt piese folclorice de al lui Liviu Vasile, că eu am auzit și am văzut. Care se cântă cu Gorgira, DJ de-astea și toate piesele folclor sunt folosite. Da, tu știi ce spun, Paul? Sigur că da. Și la America am auzit DJ-ii ăștia americani și rapperii care fac, au motive folclorice pe piesele lor. I got the dust, bun, că dă-n spate, te dă pe spate aici la live-ul ăla, că frate, yo, și Paul Stângă ca să-ți ajungă. Asta e ce ți-a zis. Și acum intră în așa. Ia uite. Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de robai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, neagră cămașa pe tine. La 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 la
Da, gosto de novo, Constantine, onde é um brincadeira meu? Yo, 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 por toda a lume, até cá, por sanidade, sai vir aí, lá, lá, e por aí, na que frate. O que tem pra continuar, e na que faz show? Me deixe, Paulo, estanga, uou, 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 uou. E toda a equipa, de lá, lá, e por aí, na que felicitar, pentru un an minunat. Vă dedicăm această piesă, Remus, Vlad, Vladone, Andrei, Paul Sângă, Iuliana Marciuc și Singuratu. Yo, 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 yo! Acu ești mărie dragă, a lui cu mustață neagră. Cel mai mare vânător m-a prins noaptea la izvor. Nu-mi e ciudă că mă prinse, Constantine, Constantine, dar mi-e ciudă. E o mare bucurie și Paul Stângă. Băi, fii atent că asta rămâne memorabilă, pe bune. Păi nu, și a ieșit bine și de, și de ce ies bine toate lucrurile astea, pentru că o facem din inimă, cu suflet. Da. Și nu avem chestiile alea de să ne pudrăm, să ne aranjăm, să ne dăm. Nu, domnule, noi suntem ăștia naturali. Hai, Paul, cântă, hai să mai avem un spris, să trăiască Mariuța noastră. Nu, asta e apă. Eu beau apă. Da, apă, toți bem apă de struguri. Am avut struguri, au lăsat și apă. Știi că strugurile din ziua de azi au apă. Deci strugurii de anul ăsta au fost foarte buni, pentru că n-au prea multă... Deci a fost căldură și la vie a mers bine. Și tu de, ce, tu de ce nu te-ai mai angajat din 93 la niciun ansamblu? Din 93? Păi așa am înțeles, că ai fost la toate ansamblu și păi gata, n-ai mai fost angajat, ești liber. Nu, 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 nu e adevărat. Nu? Bebe a făcut societate... Deci și el a fost angajat ca impresar, de exemplu am plecat împreună de la Pitești, de la Doina Argeș. Așa că după Doina Argeș și... nu mai scrie nimic de tine că e, te-ai mai angajat făcut, undeva. Deci cum să nu, eu am fost angajată până acum când am ieșit la pensie, da, la societatea noastră. Pensionar? Sigur că da. Doamne, așa să fie toate pensionarele, cum e mare tânără și frumoasă, tânără și frumoasă. Da, și de vreme acasă. Da. Nu, că pleacă la nuntă, n-are cum să fie acasă și la nuntă. Da. Acum vine de vreme, că acum vine de vreme, după la 5 dimineața. Oricum, eu sunt o persoană care am... Deci mă simt foarte bine în acțiune, așa, noaptea. Am fost născută noaptea și așa că eu atunci dau cel mai mare randament și s-a potrivit. Și mai dă și, mai dă și bani din când în când, nu mai că dă randament, pe cuvântul meu. În ultima întrebare, Maria mi-a dat banii, a fost impresarea mea când a plecat și a zis, vreau să-ți dau banii. Păi stai, mă, Maria, dar acum trebuie să-ți dau banii, dacă trebuie. La nunta nașilor, fetei mele, sigur, o nuntă excepțională, da, familia Stancu. Și acolo și când am fost, când am fost fina... chinezul. La, când a fost finul chinezul. Chinezul care cânta... Da. Băi, chinezul care a fost la Vocea României și cânta lui Horia Moculescu. Le-ai fi tu salcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. Cânta în românește. Da. E, acum, ce să te întreb eu? Că dacă te întreb pe tine, mă întreb și pe mine. Cum e să plecăm în atâtea turnee pe an? Și în Europa, și în America, și în Canada, unde avem... Tu cum simți chestia asta? Eu simt o mare bucurie, vreau să spun. Acum aștept de la tine. Eu mă bucur în primul rând că sunt cu Bebe. Pentru că aceste turnee, unde sunt și eu, le face Bebe. Da. Bine, am mai fost și cu altcineva, că doar sunt și eu invitată ca artist și cu, cu alți impresari. Dar atunci când sunt cu Bebe... Atunci mă simt cel mai bine, pentru că suntem împreună și... Ești mai în siguranță, mai una peste. Nu, poate că el se simte mai bine cu mine, pentru că are, are sprijinul acela. Da. Te mai consulți, dacă ceva nu e în regulă. Îi mai dau, nu cu un sfat, așa, o părere, îmi cere care părerea. E, nu, e normal. Și el se simte mai bine când suntem împreună. Dar eu... De felul meu. Eu mă simt cel mai bine când sunt ei împreună, știi de ce? Pentru că unul face cafeaua, unul face omleta. Și noi când ne trezim, avem toată masa făcută, Paul știe că vine și Paul.
Bună dimineața, ce mâncăm astăzi, mă, să-ți a trezit da, dulceața. Hai puțin, că mai dar facem ce... și cu rândul. Hai să nu. Dar cel mai mult Bebe face. Eu sunt cel mai face. Răsfățat, recunosc. Bebe face. Da, Bebe face. Bebe face și mâncare face. El este cu toată organizarea. Păi noi hai să le spunem oamenilor care ne privesc, da? Că ei nu știu despre ce vorbim. Noi când mergem un turneu în America și stăm împreună toți, cine se scoală primul, face mâncare și pregătește micul dejun. De obicei, nașul meu este cel care se trezește primul și el face. Îl salutăm și pe Cătălin Marionistor din Las Vegas, care ne pune vila aia frumoasă la dispoziție. El pleacă de acasă. Te pupăm, Cătă! Să fii sănătos, Cătălin. Abia aștept să te văd. El este foarte activ pe toate rețelele de socializare. Da. Te pupăm, Cătălin. Și el, când veniți, uite din data cu tare, gata, am plecat. Da, el și ne lasă acolo și facem. Ne trăim tot acasă. Florian, de la Calgary, ce zici? Florian! Mereu vorbește cu Bebe. Mereu. Da. N-a venit de acolo. Florian cu Bebe. Porumbii, fratele meu. Da. Porumbii. Dar nu, eu știu pe Florian fripturi. Da, așa știu. Niște fripturi de-aia serioase, de vită, care numai el... Să aveți dragoste și nu ură, bă, ca mi-aș fripturi în gură. Asta e cea mai bună. Păi nu, că e cu friptura, e frumos. Da? Și face niște grătare, tată, la Calgary. Da, extraordinar. Dar, deci, Adriane, care e bucuria noastră când plecăm afară? Că mergem la prieteni. Nu ne îmbogățim noi acolo, nu câștigăm, nu știu, luna de pe cer, dar acolo mergem la familii și ne primesc așa de... Și ei sunt fericiți și ei sunt fericiți și noi, și adică această prietenie care s-a creat în timp, de 20 și ceva de ani de când merg cu Bebe, mie mă simt ca acasă, pentru că mi-e dor și de ei, mi-e dor și de aici, dar mi-e dor de ei, pentru că românii sunt oameni primitori și oameni sufletiși și cu, așa cum spun într-un cântec, cu inima cât roata carului și deschis și ne primesc cu toată dragostea. Cu și avem ce frumos, ce petrecem, ce bancuri, ce nopți. Și pe Imbriște și pe soția lui. Foaie verde cu gust de hrișcă, să trăiască nea Imbrișcă. Și Angela, care e o finețe. Angela, vă iubim, să fii sănătoși. Spune-i pe toți, să nu se supere și alții care... Deci îi salutăm așa, păi salutăm pe Maria și de la pe Maria Houston. Și Ștefan, de la Houston. Deci sunt cei mai adevărați prieteni ai mei, care sunt unguri beget, dar de un românism extraordinar și de o prietenie de aia pe viață. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru toată disponibilitatea voastră, că deci așa, cu atâta drag ne-au primit. Ce fripturi și acolo face Ștefan, sub pomul ăla de 500 american. De ani. Eu am găsit niște poze acum, Măriuța, noi doi, într-un Ferrari, care era al lui. Și avea un par de mașini, de le-am testat pe toate. Eram și cu Ionica Ardeleanu, și Ionica. Sigur, Ionica, să fii sănătos, să-ți trească copilul. Păi cum să nu? Deci a ieșit la pensie, a predat această societate, că ea ajunge decât în cât Atlanta, a muncit. Unde am fost și în Atlanta, la... Și în Atlanta, la... La Vali. La Simona, Simona și, Vali, și la Vali, prietenul nostru. La Bogdan, prietenul meu, și la jumătate, Ane. Jumătate de la Gorj, de la Bebe. Simona, te pup, gorjanca adevărată. Și Vali de la Constanța. Iarăși, ce nenorocire ești pe acolo. Și, adică și ne lei la frumos. Dan. Și la Dan de la Dunărea. Îl salutăm și pe Dan la Dunărea. Și ce, da, bă, tu, vin Constanțenii acolo, îl cântăm. Și la Fina, la New York, la Fina, la Fina Gabi. La Gabi, la Gheorghiu. Când intri în restaurant la Romanian Garden, cineva mi-a zis, uite-l pe Arsenie Boca. Zic, nu mă, e Gheorghe Gheorghiu. E pus acolo tablou. Pe unde da, păi nu e. Pentru e bun asta, Arsenie Boca. Dar ce ți-a venit? Mi-a zis cineva, nu, că seamănă cu... Da, zice, la restaurant la România este pusă icoana lui Arsenie Boca. Zic, nu mă, e Gheorghe Gheorghiu, că e soțul patroanei. Pe unde dragoste? Da, seamănă să... Are o barbă. Tot timpul aduc aminte de Gigi, că e prietenul meu, fratele meu, care m-a adus pe litoral prima dată, eram un student. Și m-a pus să fac momente vesele la început. A zis că-s mai tare ca Dor Octavian Dumitru. Și după aia când a auzit și cum cânt, a zis să... Gigi, Gigi este un și pe Tociu. Extraordinar. Este un coleg de turneu nemaipomenit. El niciodată nu vrea nimic. Știu, unde l-a așez acolo stă, el să povestească un sprițuleț, un banc. S-a luat de mine, că iar ai fraierii, bă, pe ăștia de la American Airlines. De ce? Că la mine veneau whisky-anele, veneau
berile și la ei nu prea venea nimic. Și de ce-i dat seama lui? Pentru că e ziua lui, a spus Teoarele ăsta, că eu așa le-am anunțat. It's my birthday. Și Gheorghe face, iar e ziua ta, mă, frumură, măi, și bei și mănânci moacă. Tu te duceai pe acolo și așa. Știi, cum cântam cu Elvis, cu Vali, ca să dea și lui lac acolo. Râdea bebe. Frumos, dar ce frumos, până avioane, știe lumea. Dar ce amintiri frumoase, cum se cântă prin avion. Odată eram cu Enceanu și am zis Costica, da, i-a aranjat Bebe să, că era ziua lui. A fost și Costica aici, da? Pe scaunul. Și a aranjat Bebe și a anunțat acolo stewardă că este ziua lui Constantin Enceanu, cum a spus el în englezește. Și el a rămas așa emoționat, a fost și am cântat la mulți ani, vai. Dar și doamna Irina Loghine i-a cântat odată în avion. E frumos. La Toronto, avem viață frumoasă. Am fost, la Dan Ciobănița. La Dan Ciobănița. Și la Angelica. Și păi a fost de curând pe la mine. Și la Tică. Da, ce țuică și ce vin. I-am cântat Costică și la Angelica acasă. Că acolo am dormit. Păi dacă umblăm... Costică, la mulți ani, Costică. Da, la mulți ani, Costică, să-ți trească Dodonii. Da. Și ce îmi place mie la voi? Da. Pentru că sunteți mari artiști, mari, nu așa, eu nu vă peric, sunt cu voi acolo. Mari artiști și mari caractere. Mă, fiecare care a fost pe scaunul ăsta, tu știi, Paule, da, a vorbit de celălalt. Deci noi vorbeam de tine până să vii tu. Uite, acum eu cu tine vorbesc de Costică, de Cotar. Păi viața este formată din amintiri. Oameni care se respectă și se apreciază reciproc profesional. Păi, dar nu așa ar trebui să fie viața, așa, ca să ne bucurăm de... Bine, noi suntem o altă generație. Hai să... Da, gândim altfel și apreciem. Nu, avem altă educație, eu așa consider, că tineretul din ziua de astăzi, deși unii sunt copiii noștri, dar ei sunt cu altă generație, cu tehnologie, cu nu știu ce și nu mai, cum să spun eu, n-au mai ținut cont de părinți așa cum... Deci, Paule, dar există o explicație. Lumea s-a schimbat total. Trebuie adevărat să acceptăm acest lucru. Iar copiii noștri, nu copiii, nepoții, mai ales eu, deci vor trăi alte vremuri. Ei nu vor ști mare lucru despre mine. Ei nu știu ce... Noroc că există arhivă. Atât, da, dar poate nu îi interesează. Nu se știe. Păi asta e pentru... Nu se știe. Exact, deci, asta copii, spun. Dar nu e vina lor. Din cauza nu e vina tehnologiei... lor că ei trăiesc. Viața lor este virtuală aproape. O să și iubească virtual și asta este groaznic. Da, să nu mai atingi pielea iubitei, să-i spui emoticon. Să nu mai simți, să nu ți se mai ridice părul pe... Păi, dacă nu mai aude pe Maria cântând, pe Paul Stângă, pe Adrian... Da, deci, nu e de râs asta. Știu asta. Asta este de plâns, din păcate. Dar copiii n-au nicio vină. Astea timpuri le-au apucat. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat timpuri unde... Unde am fost fericită, mi-am exprimat tot ce am avut în suflet prin cântec și mai mare bucurie uite, decât acum, asta. Spune mărturisire acum. Acum. Așa? Acum. Da? Cât ești tu de fericită sau mai puțin? Spune cum te simți tu acum aici la noi, ca să vezi ce bucuroși suntem, ce norocoși suntem, că suntem contemporani. Cum te simți tu la Life-ul lui Enache? Extraordinar, în primul rând că tu ești o gazdă excepțională și ești haios și așa îți trec năzbâtii prin cap și nu știi în secunda următoare ce urmează, cam, ce urmează. Așa, mă simt bine, mă simt ca la 20 de ani, mă simt între prieteni. Ți-au trecut emoțiile? Mi-au trecut emoțiile și hai să cântăm de la de asta, dar n-ai bani tine dragostea. Hai. Repede, nu mă gândeam și-a prins în suflet bâlbătaie. Mănânc și noaptea somnoam pentru tine dragoste de bălaie. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut-o să mă doară. Vorbele caz și mie rușine tare, dar n-ai ba dragoste în tine. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară, mult mi-e necaz și mi-e rușine, dar ar naiba dragoste în tine. Să avem parte doar de iubire. Mâna de aur a lui Paul.
de-a locul mohor, 11, 12, 13, 14, stă o fată și un fecior lângă un izvor. Fata mare vrea să-i dea 11, 12, 13, 14, apă rece din Olcea, el vrea din Ulcior. Lasă-mă, mândruțo, să beau cât o-i vrea, vinul din Ulcior, nu apă din Olcea. Lasă-mă, mândruțo, să beau cât o-i vrea, vinul din Ulcior, nu apă din Olcea. Al cânta Ion Dolănescu, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Mulțumesc, Maria, că ai vorbit și de mine, după Ion Dolănescu. Și plăcă un mânios, 11, 12, 13, 14, trântiul ce-au ajuns lângă un izvor. Și fata s-a supărat, 11, 12, 13, 14, și Ulciorul i l-a spart de un plopușor. Ce făcuși, mândruțo, în sfârșești Ulciorul, în vârful dealul lui, în vărsaș vinișor. Dar se împăcară și acasă plecară, ca doi porumbei și de-aia când de ei. Vezi cum era cântată dragostea, da, simplu. Așa e, da. Dar cu textul care se duce la țintă. Bravo, Marie, foarte frumos, ne distrăm. Cioc, cioc, cioc la poarta morii, cine bate-n pragul serii? E cocoșul de postică, vine de la morăriță. Cocoșele, cocoșelule, ai venit în ziua seara acasă. Cocoșele, cocoșelule, și-ai uitat de puica ta frumoasă. Cocoșele, rău nu fii, mâine vei îmbătrâni, puica nu te mai iubi. Cocoșel, voi, dar nu fii, mâine vei îmbătrâni, puica nu te mai iubi. Ia uși! Vorbeam de cântecele vechi. Da. Ce la fântână răsuci firul de lână, trei puicuțe mititele și cocoșul după ele. Cocoșele, cocoșelule, ai venit în ziua seara acasă. Cocoșele, cocoșelule, și-ai uitat de puica ta frumoasă. Cocoșele, rău nu fii, mâine vei îmbătrâni, puica nu te mai iubi. Cocoșel, păi, dar nu fii, mâine vei îmbătrâni, puica nu te mai iubi. Haide! Zile, zile! Și acum, ca știi și tu, soarele de dimineață, soarele de dimineață, în brață, soarele de dimineață, m-a prins cu neicuța în brață. Și tot m-am săturat, hai nu și nu și da, micuță de săruta, hai nu și da. Tot m-am săturat, hai nu și nu și da, micuță de săruta, hai nu și da. Capitor, măi, nu te băga lună-n nori, măi, stau cu nei capitor, măi. Te băga lună-n ceață, hai nu și nu și da, sunt cu nei ca pe brață, hai nu și da. Te băga lună-n ceață, hai nu și nu și da, sunt cu mândruța-n brață, hai nu și da. Așa, așa, da, 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 așa. Last
Lasă-mă, dar lasă-mă, Doamne, să mor, mă. Lasă-mă, dar lasă-mă, Doamne, să mor, mă. Lasă-mă, Doamne, să mor pe brațele cuile dor. La-la-la-la-la-la-la-la. Lasă-mă, Doamne, să sac pe brațele cuile drag. La-la-la-la-la-la-la-la. Așa să fie de sărbători, Doamne, ajută la mulți ani. Pe brațele cuile drag. Du-mă, Doamne, du-mă, Doamne, și mă pune. Du-mă, Doamne, du-mă, Doamne, și mă pune. Unde era rachiul de prune și bărbatul dus în lume? Enrica Muțu stăia acolo. Unde era rachiul pe masă și bărbatul dus de acasă? La-la-la-la-la-la-la-la. Unde era rachiul de prune și bărbatul dus în lume? La-l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 a
La 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 la. Normal ca oricărui bărbat. Auzi, da, acum, apropo de o glumă, mi-a sunat celebrul saxofonist Flavius Teodosiu, prietenul meu, unul dintre cei mai mari muzicieni români. Da, l-am cunoscut în Germania acum 35 de ani și am cântat împreună. Și am, după aceea, când minunat. am apărut și eu pe firmament, tot împreună am fost la Kölu, tu știi. Și mi-am sunat acum înainte de emisiune și spune, băi, să nu se supere femeile că le mai... Să nu spui vreo prostie. Nu, să nu se supere femeile că, băi, iubitule, mă înșeli. Băi, nu te-am înșelat, zic, acum toate v-ați botoxat, v-ați umflat, zic, v-am confundat, doar atât, nu v-am înșelat, v-am confundat. Da, mă, iubită, da. Sunt și ei copiii, mă, iubită, ce? Da. E, ce amintiri frumoase. Așa este. Auzi, fii că la începutul emisiunii noastre ai spus o vorbă care, de fapt, a plăcut și lui Paul, îmi place și mie, dar chiar este motoul tău de viață, iubește clipa, viața e o clipă. Deci iubește clipa, ai spus. Sau formate din clipe. Da. Și dacă una se încheie, poate nu mai vine cealaltă. Deci să te bucuri de aia care e acolo. Că timpul nu este trecut, viitor, este acum. Așa este. Nimeni n-a venit să ne spună cum e dincolo. Da. Deci să ne bucurăm de asta, de tot ce ne-a dat Dumnezeu. Și chiar dacă ești încercat, să o duci așa cu bărbăție așa, să duci toate greutățile vieții, să le duci. Am și eu o vorbă care spune toți și e foarte greutăți. Adevărată. Da. Să știi, Maria, că atitudinea face diferența. Că toți trecem prin probleme, prin, dar depinde cum treci prin ele, cum ai spus și tu mai devreme. Atitudine. Attitude make difference. Pentru American Baby spune că venim. The life is nice to be important, but it's more important to be nice. Așa. O să mergi acolo să cânți numai pe ștrase. Păi știi că la Elvis Presley când cântam la Cleveland, a spus una, bebe spunea, gata, mai termină cu Elvis, gata, rămânește, că a venit la român. Și a venit una, i-a dat cu pantoful bebe, lasă-l bebe, să cânte Elvis, că e viața mea. Am râs acolo la Cleveland. Da, ca să revenim la ceea ce viața. Da, și zi. Eu întotdeauna am zis așa, să încercăm cât trecem prin această viață, să nu fim nepăsători. Corect. Pentru că îți face bine frumos. Și ție ca suflet și mai ales cel pe lângă care treci, poate doar să întorci capul spre el, să-i zâmbești și e de ajuns ca să se poată ridica, să meargă mai departe. Așa e, prin viață. Frumos, și nu știu cât de frumos, așa nu, simt. Zis calul. Și am eu un cântecel care mi-e drag de multe ori să-l cânt așa a capela, care ne îndeamnă să nu fim nepăsători. Acest text, deci ca și schelet, nu tot, da. L-am găsit într-o carte de vorbe cu tâlc a lui Vasile Militaru, care a murit în închisorile comuniste. Și mi-a dăruit această cărticică părintele un preot din Chicago. Deci îți dai seama de când mi-a dat-o. Și eu am găsit ceva acolo. Părintele, o vorbă îl știu și eu pe părintele frumoasă. Din Chicago. Știu și eu, am fost atunci. Mai vechi. Dar vrei să spun, așa îmi închei eu programul meu când merg undeva. Și acest cânte pe care îl cânta capela, eu singurică acolo, închizând ochii cu mine, deci îl simt că ajunge la sufletul oamenilor, că înțeleg mesajul lui,
nimeni, nu se aude nici o șoaptă. Băzâitul, nimic nu se aude. Și după aceea chiar am fost la Galați de curând. A fost la mine acasă. Da, la un spectacol excepțional. Cu mine. Și lumea, și cu, da, așa este, și cu Paul și cu a fost lumea multă, Val, nu? A fost la plin, Galație, da, la Galați. A fost foarte iubitoare. Da, și, spune ceva și lui mama și lui tatăl meu. Spune-i ceva. Spune-i. Ce să spun? Pentru mama și tatăl meu care e cunoscut, că sunt acolo la Galați, se uită la noi. Ce să le spun? Să vă trăiască băiatul. Să este, și nepoții. Să trăiască nepoții. Da. Să, și nepoatele, care și de la Mariana. De la nepoți soare. Toți. Da, da. Să vă trăiască nepoții, să vă bucurați de viață și să fiți tot timpul împreună. Împreună acasă. Acasă unde este cel mai bine, măcar de sărbători. Deci, Adrian, el vrea să așa să fie de asta dur, dar este un sensibil, pentru că l-am învățat de-a lungul timpului, este un om sensibil, credincios, care atunci când ai nevoie de el este acolo, nu este plecat, nu își închide telefonul, oricând cine are nevoie de ajutor, el va spune prezent și că vă iubește foarte mult și că vrea să fiți împreună încă 50 de ani de aici. Cu TVA. Mulțumesc, Măriuța, pentru vorbele frumoase. Paule, a vorbit prea frumos. Fa major, Maria Meta Chitrina, pentru Maria Dragomiroiu. Ai, te rog frumos. Da, fa major. Este Maria Dragomiroiu. Sâna noastră din Popești, Maria Galben ești noi. Maria în verde ești noi. Maria-n verde ești, nu ești, crăiasa mea ca din povești. Maria-n verde ești, nu ești, crăiasa mea ca din povești. Tona Andrasu, tona Gapo, ui cu natreaga filo, na copisto to marmaro, ia na pata storia filo. Maria Meta Chitrina, io una capasca litera, io una capasca litera, con andrà su tocchi tona. Hey, Mulțumesc nostra, abbiamo portato copii și dosietate. Maria Verde ești, nu ești, frumoasa mea ca din povești. Maria Verde ești, nu ești, frumoasa mea ca din povești. Dan, dan, dan. Cu dragoste și sănătate ai venit la life-ul lui Enache, să trăiești, să înflorești și toată, și pe toată lumea să iubești. Maria Dragomiroiu, doamnelor și domnilor, încheiem un an excepțional cu life-ul lui Enache. Și pentru că a fost atât de drăguță și ca de obicei, dar și în această seară, Maria Dragomiroiu primește un cadou de la mine și de la Clinica Medicală Pro Bio. Pentru tine și pentru bebe, da? Impresarul meu, wow, și al nostru, pentru cei doi copii și patru nepoți pe care îi aveți împreună. Îți ofer din partea sponsorului nostru. Rețeaua Medicală Pro Bio este o inovație în domeniul medical, este o ceva ultima tehnică care, așa, a apărut acum, da, ei o dețin. Și fii atent ce frumos s-au gândit să-ți facă acest card Black Royal, acest card care ți aparține, și te rog frumos să citești seria cardului. Dacă să citesc acum? Numărul, da, ce număr are cardul tău? 1, e prea lung. 1107. Asta e, nu mai zic de asta. Zi. 06110. Nu, nu, ăla 1107, ăla ce e ăla? 1107. Ce e ăla? Zi. E ziua mea de naștere. Asta este cadoul celor de la Probio. Te rog să, uite, să scoate cardul de aici. Când mergi acasă, extragi cardul ca să-l folosești. Și aici pui o poză dragă. Așa, ai, așa, așa. Ai, uite aici, ai, este o ramă. Vezi? Și stau așa și pui o fotografie dragă cu bebe și cu copii și cu nepoții. Așa, măiuțo. Uite așa e. Fii atent. Și fii atent ce faci cu cardul ăsta. Spune, așa. Gratuitate un an pe toată viața. Pe toată viața ai gratuitate la serviciile medicale de la ProBio, pentru că ai un set de analize. Analizele în ziua de astăzi. Adevărate. Alea care costă, da, de pe, da, capul. Da. Gratuit pe viață. Maria Dragomiroiu pe viață.
Și pentru membrii familiei, 15% reducere pentru toate tipurile de investigații. Vai, Probio de se află pe Splaiul Independenței 202. Au fost toți colegii mei acolo, că au vrut să se testeze. Mai aveau pe Monica Angel, a fost cu mama ei. Toată, deci toată familia voastră beneficiază. Mulțumesc. De acest car mulțumim Delia și Liviu Bicuții, Dan, Ieremia, cei care dețin această clinică. Mulțumesc și eu și să dea Dumnezeu să n-avem nevoie. Dar mă, trebuie să ai nevoie, da, pentru că vrem, deci, să știi cum ca stai. Ca să ne controlăm, da, este bine. Măcar da, o dată da, da, pe da, an să ne controlăm. Foarte, uite, asta ți aparține. Mulțumesc foarte frumos. Dacă... Muzica românească nu va muri niciodată. Așa este. Doar atunci. Și filo nu. Atunci când va, nu va mai fi nici acest pământ. Corect. Pentru că românii au rădăcini adânci înfipte în acest pământ românesc, de care suntem mândri, eu, da, și așa cum spun într-un cântec al meu, Doamne, aici aș vrea să mor, în zăvoiul plin cu flori, unde păsările îmi cântă și salcia stă să plângă și cu oltul călător, Doamne, aici aș vrea să mor. Mai mare patriotism decât în aceste versuri frumoase populare, nu cred că e. O să mai ricesc, că uite, Paul și-a revenit. A dat cu păsărica, acum, da. Da, 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 are păsărele acum. Dar când n-are el păsărele? Nu, acolo, în acordeon. Știu, dragă, dar glumim și noi. Ia, mai zic, mie îmi place. Am mai recitat Daniel Iordăcheai, poezii scrise de el, foarte frumos. Deci așa asta este tu. O poezie populară, dar oare copiii noștri, nepoții, înțeleg esența acestor versuri? Ai tăi, acestor... ai mei și ai lui Paul, da. Ai tuturor, poate ai noștri, mai înțeleg că suntem noi. Ne ocupăm. Dar sunt copii care nu înțeleg. Să uită așa, ce-o însemna asta? Stau pe malul Oltului, la umbra zăvoiului, unde păsările îmi cântă și salcia stă să plângă. Adică salcia de aceea... Care plânge, dar oricum curgătoare. Plânge, da, curgătoare. Sunt sălcii curgătoare. Și care au acel clei, care dau senzația că sunt lacrimi. Da, da. De pe salcii, de pe copac. Eu am crescut la umbra sălcilor, la galați, așa, un vorb, așa. Și plin, da, de sălcii. Mulți copii nu știu ce înseamnă, da, la zăvoi. Da, la zăvoi. Cu animi, care în zăvoi crește doar animi. Aninul, care este specific, da. Și nu știu, și m-aș bucura să se întâmple ceva. Să se întâmple ceva, că uite, noi când cântăm în spații mai restrânse, cu oameni mari care au și putere de decizie, să pleacă atunci pe moment și, Doamne, ar trebui să facem ceva, ceva, da. Pentru că noi prin cultură la bordul, trebuie să facem neapărat, ceva. Dar noi prin după a doua zi, uite, din păcate, asta zic. Prin cultură noi putem să ducem România acolo unde este loc. Unde, cultură. Și a fost. Unde a fost, pentru că spectacolele și concursurile câștigate de români, ansamblurile românești de cântece și dansuri, tot timpul în toată lumea au fost pe primele locuri. Și Ceaușescu a câștigat multe și au făcut multe tranzacții de-astea bune pentru, da, România în urma acestor spectacole, da, da, cu... Artiștii și sportivii, da, au fost și rămân cei mai buni ambasadori ai României. Așa asta este. E clar. Dar să înțeleagă asta și oamenii, da, și să facă ceva în acest sens, că avem numai de câștigat noi toți. Eu am înțeles pe parcursul, da, acestui an că nu puteam să-l închei fără a te avea invitat. E, nu e așa. Deci eu am ținut, dar ține cont, da, 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 de multe am spus, ai Maria, ai Maria, da, da, da. Pentru că e o româncă adevărată. Mare e lumea. Asta e la final. O româncă adevărată. Românii mei dragi de peste tot, vă doresc să fiți în primul rând foarte sănătoși. Foarte, foarte sănătoși. Că împreună le vom trece pe toate. Să ne vedem cu bine în 2023. Să dea Dumnezeu. Mare e lumea. Mare, mare peste tot, românul-i tare. Da, da, și facem mix. Mix, you are the god, you are the mix. You are the power, the left, you are the south, you are the rock. You are the left, you are the south. Care dă cu rou. Nu cu rou, nu. Am rou, dacă vrei cu rou. Rou de la buletin. Cu tine să țin. Așa. De la buletin sau de la carte. Da, 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 da. Yeah, 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 yeah. A fost și azi bucuria, a fost și ne-a cântat Maria. Așa. Da, 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 nu sta departe, vine la live-ul lui Enache. Ați am cântat și o să-ți mai cântăm să-ți ajungă, pentru că alături întotdeauna e Paul Stângă. Mulțumesc întregii echipe încă o dată, Nemustigoianu Vlad, Andrei, băiatul lui Vlad,
Vladone și Silviu Radu și Iuliane Marciuc pentru ideile și munca depusă ca acest live al lui Nache să aibă așa o notorietate și să ne vadă lumea de peste tot. Și ne bucurăm, revenim în forță în 2023. Toate cele bune în 2022. Fiți alături de noi pentru că nu se vă pară rău. Da, să nu uităm că acasă e iubirea. Doar acasă e iubirea. Numai acasă e iubirea. Ne pupăm de ora venit. Nu este pe lume o zi mai frumoasă ca aceea în care frații vin acasă. Să încingem hora și să o facem lată în copilărie cum era odată. Dragostea să ne găsească cu paharul plin, să ne bucurăm de viață, de tot ce iubim. Dragostea să ne găsească cu paharul sus, să ne bucurăm de viață ce-a fost greu s-a dus. Dragostea să ne găsească cu paharul plin, să ne bucurăm de viață, de tot ce iubim. Dragostea să ne găsească cu paharul ras, să ne bucurăm de viață și ce avem acasă. Și ce avem, ce avem de tras. Nu, nu, mai tragem nu. O dublă, asta a fost repetiție, Maria. Acum începem, da? Uitați să spun. Da, hai măi. Bravo, ești, ai fost și ești minunată. Iubește mai mult, farmacia inimii catenar.